Elevii și liceenii au performat la materii precum chimie, biologie franceză sau geografie în cadrul olimpiadelor. Îmbucurătoare este și prestația copiilor care provin din mediul rural. Ei au obținut rezultate neașteptat de bune. A crescut numărul copiilor calificați la olimpiadele naționale. Iașiul intră în top 5 național din acest punct de vedere. Așadar, suntem în plină etapă de desfășurare a olimpiadelor județene. Asistăm în acest context la creșterea semnificativă a numărului de elevi calificați la olimpiadele naționale. Practic, anul acesta înregistrăm la nivelul județului nostru un număr mult mai mare de elevi care s-au calificat la olimpiadele naționale pe discipline, urmare a regulamentelor specifice și a procedurii de repartiție a locurilor de la nivel național. Inspectoratul școlar pune accent pe egalitatea de șanse prin programul Școala după școală. Aici sunt incluși elevii care provin din medii sociale defavorizate și din localitățile îndepărtate ale județului. Aceștia beneficiază de sprijin și după finalizarea orelor de curs, masă caldă, ajutor pentru pregătirea temelor și consiliere. Mă refer aici la programul de tip Școală după școală. Este un program implementat prin 6 proiecte cu finanțare europeană, dintre care 2 aparțin inspectoratului școlar. Școli prietenoase în comunități implicate este un proiect de anvergură derulat pe 3 ani școlari, aplicant fiind inspectoratul școlar județean Iași și beneficiari ai acestui proiect fiind elevi din 6 comune din județul nostru. Dar și proiectul Comunități Integrate Educație de Calitate, un proiect în care Inspectoratul Școlar este partener și de asemenea în cadrul căruia se dezvoltă astfel de programe de tip școală după școală.